E ceva ce îmi place, fără asta n-aș putea trăi. N-este nicio șansă să mă las. E ceva altceva. Sunt pilot de off-road din 2014. Dau un campionat național pe țară, la etape, la campionat. Am 31 de ani și vreau să îmbătrânesc în off-road cât mai putem și avem sănătate. Pasiunea asta de off-road, de când eram mic, cunoșteam pe băieții de la Marelbo și mă uitam la dânși cum urcă la deal și jeepurile și îmi plăcea maxim. Și l-am rugat odată pe un prieten de-al meu de acolo, din gașca lor, să mă ia și pe mine. Și m-a luat odată și de atunci am rămas în off-road. E ceva ce îmi place, fără asta n-aș putea trăi, parcă. Nu este nicio șansă să mă las. Păi am avut, cred că, toate mărcile din gama off-road. Toate. Începând de la Mitsubishi, prima mea mașină a fost un Suzuki Vitara, după aia a fost un Mitsubishi, după aia a fost un Jeep, 4000 benzină, am avut și două patroale. Și după aia am început să fac tubulara asta, de la zero. Și a ieșit ceva frumos. La început a fost o Toyota Land Cruiser, motor de 3 litri KZT, un motor super, super, super bun. Am mânat în ea, cred că vreo 6 ani, fără să umblu un motor deloc, un motor super. Și acum am trecut la un motor de BMW anul ăsta, am vrut să trec la altceva, la altă categorie, e altceva, mai mult sky, putere, pentru off-road exact ce se cere. Și de la zero, început, pus, amortizoare, ban stopuri, jante și cu ajutorul off-road Max anul ăsta mergem mai departe. Are toate felurile de accesorii pentru off-road. E ceva altceva. Într-o competiție sunt undeva la 6 clase de concurs. Există clasa standard A, standard B, standard C, adică challenge, open, open SSV și clasa extrem. Mașina mea e pentru clasa open. Între open și clasa extrem diferențiază punțile și roțile mașinii. Nu avem mai mult voie de 35 de inci. Da, eu sunt pilot off-road Max pentru campionatul de anul acesta. Prima etapă o să fie la Sighișoara, abia aștept să merg să înfrunt. O să iau și echipa de la noi de la off-road Max și o să fie ceva frumos. Sperăm ca anul ăsta să iasă lucrurile, să ieșim cât mai sus în campionat și în clasament. Etapa a doua de la Bucovina, care organizăm off-road Max echipa noastră, o să fie o etapă care ceva peste așteptări. Am avut la GTC la Buzău o experiență de neuitat. Am avut o baltă acolo care mi-a intrat cu toată mașina, nu s-a mai vedea botul, nu s-a mai vedea nimic, a rupt troliu. A rămas în mijlocul bălții, noroc de un prieten de la Vâlcea, de la Pitești, care m-a ajutat să ies în afară, dacă nu aveam nicio șansă. Aveam roll cage interior, tot. Chiar dacă ne răsturnăm, șanse 90% să scăpăm avem. 10% se mai întâmplă accidente, da? Nu prea am avut accidente din cauza off-road-ului. M-a răsturnat o dată peste cap la GTC, la Buzău, și încă o dată m-a răsturnat la Iași. M-am trezit în vale, fără leziuni, fără nimic. Tot ok. Odată la o lună e o etapă de campionat pe lună. Avem 8 etape anul ăsta, din care vreau să particip cel puțin la 7 etape.
una nu pot participa, că etapa mea care o facem la Bucovina. Dar la 7 vreau să particip. Etapa a doua din campionat, Bucovina Offroad Max, se va desfășura pe data de 19-22 mai. Nu mai știu numărul la câte am participat, dar oricum am participat foarte multe. Eu zic că peste 100. În campionatul național, să fac un calcul așa, oricum, la vreo 30 de etape am fost până acum. Plus cupe, cupe, la cupe am fost la mai multe. Am și locul 1, am și locul 2, și locul 3. Deci e ok, pentru mine la 31 de ani sunt mulțumit cu câte rezultate am făcut până acum. Am timp de acum, încă mi-e viitor în față. Mașina e super, super dotată, ultima generație care se poate. Acum știi cum e și norocul stă de partea omului. Voi avea un copilot nume, adică cum să zic, un copilot cu nume, care are, e veteran în off-road, are 54 de ani, dar are omul, dacă vă duc la el acasă să vă arăt câte cupe are, nu încap într-o cameră. Într-o cameră mare, 5x5. Deci am fost la el și am văzut. Un copilot adevărat. Rolul copilotului este să navigheze pe un roadbook și să se urmărească un track, care o să fie în dreapta acolo pe o tabletă, și el îmi spune dreapta în 500 de metri, stânga în 100 de metri, Y dreapta, T stânga și tot așa. Vă așteptăm pe toți pe canalul nostru de YouTube Offroad Max.